Stimați telespectatori, bună seara! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Din cele 34 de comune ale Raionului Soroca, 12 dintre ele și-au ales primarul din primul tur. Ceilalți primari urmează să fie aleși din turul 2. În urma alegerilor locale din 5 iunie, în comunele din Raionul Soroca, din primul tur au fost aleși 12 primari. Primarii din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova: Cosăuți, Vasile Sârghi, Holoșniță, Groapă Veceaslav, Iarova, Levodeanschi Vasile, Oclanda, Civiriuc Evgenii, Rudi, Răneta Zinaida. Primarii din partea Partidului Liberal Democrat: Răgerișnovăț, Gâncu Larisa, Regina Maria, Anastas Oleg, Zastânca, Covalciuc Pavel. Primarii din partea Partidului Democrat: Căinării Vechi, Terentii Veceaslav, Nimereuca, Naval Ion, Rublenița, Cosma Ursache. Tot din primul tur a fost ales și primarul satului Cremenciuc, candidatul independent Anatolie Pânzaru. În turul 2 urmează să fie aleși primarii a 22 de comune ale raionului. În fiecare din ele, alegătorii vor vota pentru doi candidați care au trecut în cel de-al doilea tur: Bădiceni, Valuța Profir, Partidul Liberal Democrat; Tinerelu Valeriu, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; Baxani, Morneala Ivan, Partidul Liberal; și Rusu Arcadie, Partidul Comuniștilor; Bulboci, Cojocaru Iurie, Partidul Liberal; și Ion Răilean, Partidul Liberal Democrat; Dărcăuți, Grecu Oleg, Partidul Comuniștilor; și Rozimovski Oleg, Partidul Liberal Democrat; Dubna, Prutean Valeriu, Partidul Democrat; și Bărcă Nicolae, Partidul Liberal; Egoreni, Mutruc Victor, Partidul Democrat; și Ungurean Dina, Partidul Liberal Democrat; Cristici, Bostan Elena, Partidul Liberal; și Alexei Ivan, Partidul Comuniștilor; Ocolina, Slutu Serghei, Partidul Liberal Democrat; și Ceban Valentina, Blocul Electoral Forța a Treia; Parcan, Cetulean Serghei, Partidul Liberal Democrat; și Zabrean Macar, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; Pârlița, Buzurniuc Gheorghe, Partidul Comuniștilor; și Vameș Larisa, Partidul Liberal Democrat; Racovăț, Mitrofan Mihail, Partidul Liberal; și Ciubotaru Ion, Partidul Democrat; Schineni, Leșan Silvia, Partidul Liberal Democrat; și Bujor Serghei, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; Șeptelici, Ceban Vadim, Partidul Comuniștilor; și Haric Aureliu, Partidul Democrat; Șolcan, Revenco Serghei, Partidul Liberal; și Rotaru Boris, candidat independent; Stoican, Bric Serghei, Partidul Liberal Democrat; și Micolenco Angela, Partidul Liberal; Tătărău Caveche, Raischi Liviu, Partidul Liberal; și Muntean Igor, Partidul Liberal Democrat; Trifăuți, Todorean Gheorghe, Partidul Comuniștilor; și Romanciuc Igor, Partidul Democrat din Moldova; Vădin, Melnic Anatolie, Partidul Comuniștilor; și Bugăle Umid, Partidul Liberal Democrat; Vărâncău, Bățoc Petru, Partidul Democrat; și Levco Ivan, Partidul Liberal Democrat; Vasilcău, Cojocaru Gheorghe, Partidul Liberal Democrat; și Lupu Veceaslav, Partidul Comuniștilor; Văsoca, Harabara Anatolie, Partidul Liberal Democrat; și Gorceac Nona, Partidul Comuniștilor; și Volovița Maxim Lilian, Partidul Liberal; și Bodereu Boris, Partidul Comuniștilor. Alegătorii își vor alege primarii în mai puțin de 2 săptămâni. Turul 2 al alegerilor locale 2011 va avea loc duminică, 19 iunie. Direcția Poliției Rutiere a lansat astăzi, 8 iunie, campania de responsabilizare anticorupție. Agenții rutieri din Soroca au informat și ei șoferii despre această campanie și au anunțat că dacă vor da mită agentului de circulație rutieră, riscă o pedeapsă de până la 5 ani de pușcărie. Bună ziua! Poliția Rutieră, Melniciu Cacăl, vă rog frumos. Domnul Andrian, ați încălcat regulile circulației, ați condus prin mijlocul de transport fără centură de siguranță, ca prima dată vă preîntâmpin și vă duc la cunoștință că de direcția Poliției Rutiere se desfășoară un fel de acție în privința de corupt. Noi mită nu luăm, noi facem procese verbale conform legislat. Agenții Poliției Rutiere din Soroca au împărțit astăzi pliante cu conținut anticorupție și au îndemnat conducătorii auto să nu dea mită atunci când încalcă regulile de circulație. Normal așa e. Normal. Ai dat vreodată mită? Nu. Ai încălcat regulile de circulație? Se întâmplă toți. La toți se întâmplă așa. Păi e un lucru foarte bun pentru, deși e că trebuie să termine odată corupția în țara asta. Dacă omul a încălcat, trebuie să fie pedepsit conform legii și să nu fie toate murdăriile care sunt atâția ani de rând. Dumneavoastră ați dat mită? Nu. Mă stăru să respect regulile conform legii. Нет, никогда, никогда. Вот я два года езжу, стараюсь не нарушать. Potrivit ofițerilor de poliție, cei care vor încerca să dea mită vor fi pedepsiți în conformitate cu legea. Darea de mită este pedepsită penal
conform articolul 334 Codul Penal, 1000 la 2000 unități convenționale, adică 10-20 de mii lei amendă sau privarea de libertate până la 5 ani de zile. Campania de responsabilizare anticorupție este o acțiune națională și urmează să se desfășoare în întreg teritoriul Republicii Moldova. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.info.md. La revedere!